Primele rezultate ale examenului de bacalaureat au fost afișate astăzi, fiind cele mai bune la nivelul județului Hunedoara din ultimii 5 ani. Mai precis, 75,21% dintre candidații prezenți au reușit să promoveze examenul. Până acum, înaintea soluționării contestațiilor, un singur candidat de la Colegiul Național Regina Maria din Deva, de la specializarea învățător-educator, a reușit să obțină media 10. Județul Hunedoara se prezintă în felul următor. Am avut înscriși 2441 de candidați, prezenți 2348. Rata acumulată de promovare în județul Hunedoara, înainte de contestații, este de 75,21%. Este cea mai mare din ultimii 5 ani. Am înregistrat astfel 1678 de candidați care provin din promoția curentă și 88 de candidați din promoțiile anterioare care au promovat examenul de bacalaureat. Avem, bineînțeles, și situația pe discipline, iar cu media 10 avem un singur candidat, un singur absolvent care provine de la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria din Deva. Reprezentanții inspectoratului școlar spun că acest procent de promovabilitate se datorează și măsurilor luate în anii trecuți, când rezultatele la examenul de bacalaureat au fost mai slabe decât acum. Acum, așa după cum știți, în fiecare an am făcut o analiză foarte riguroasă la nivelul unităților de învățământ și am încercat să intervenim cu măsuri concrete pentru a pregăti suplimentar elevii pentru examenul, pentru toate examenele naționale, pentru că aceleași lucruri le-am luat și la clasa 8-a. Și iată că la examenul de bacalaureat, ușor, am înregistrat o creștere. Sigur că noi ne dorim mai mult și în acest an vom lua o serie de măsuri, mai ales în unitățile de învățământ, unde rezultatele sunt modeste. Candidații nemulțumiți de notele obținute la examen pot să depună contestații astăzi până la ora 18, urmând ca rezultatele finale să fie afișate în data de 12 iulie. Îi felicităm pe toți cei care au promovat examenul de bacalaureat. Le dorim mult succes în continuare la admitere sau fiecare să-și urmeze drumul așa cum își-a propus.